Aici avem un prun, un tuleu gras de anul 3. Acesta a fost plantat în noiembrie 2020, iar anul acesta, 2023, avem deja 4 prune mari. Le voi culege pentru a le cântări, să vedem ce greutate au aceste fructe. Vedem că s-a dezvoltat destul de slab, dar deja a intrat în producție. Iar pentru anul viitor, vedem că are deja dezvoltați pinteni pentru rod. Haideți să cântărim aceste fructe, să vedem. Înălțimea lui totală este de undeva la 1,50 m. Iar aici avem un prun anașpet plantat în ianuarie 2021 și acesta a produs 3 fructe. Pe care le culegem și le cântărim să vedem ce dimensiune și ce greutate au aceste fructe. Formă de conducere, vas. Așadar, constatăm că încă din anul 2 de la plantare, pomișorii încep să producă fructe. Unii au intrat pe rod, alții nu. Avem două soiuri prezente, anașpet, cu fructele mai lunguiețe. Ia să vedem și ce greutate au aceste fructișoare. 36 de grame. 33 de grame. 31 de grame. Deci la soiul anașpet, media este de 30-32 de grame pe fruct. Cel de-al doilea soi este un tuleu gras, unde avem 4 fructe pe care le vom cântări. Acestea sunt mai bombate și mai grele, bineînțeles. Îl cântărim pe cel mai mic cu 29 de grame. Următorul, deja avem 42 de grame. Și campiona cu 60 de grame. Deci cele două soiuri prezente au caracteristici diferite, formă diferită și greutăți diferite. Acum să le tăiem să vedem cum arată și în interior aceste fructe. Și avem deja secțiunea prin fructe. Acesta este tuleu gras, fruct cărnos, sâmburele neaderent la pulpă. Observăm că se desface foarte, foarte ușor. Iar în partea de jos avem soiul anașpet, cărnos și fructul sâmburile neaderent la pulpă. Am să gust întâi soiul anașpet. Este pulpă crocantă și dulce acrișoară.
la fel și la soiul tuleu gras, unde pulpa este mult mai crocantă și puțin gust, puțin dulce, astringent la final. Dar ambele soiuri sunt delicioase. Cu fructe mari și cu sâmbure neaderent, ceea ce le face ideale pentru comercializare sau pentru consum direct, ori prepararea de gemuri și dulcețuri. Iar aici avem un păr tot de anul 3. Acesta a fost plantat în ianuarie 2021. Și deja anul acesta i-am oprit un fruct pentru a-i vedea ce gust are. Este un soi Napoca. Și înălțimea lui am limitat-o, am tăiat-o, este situat undeva la 1,30 m. Pentru că vreau ca dezvoltarea lui să fie ponderată, pentru ca ramurile să fie viguroase. Forma de conducere este vas. De asemenea, avem aici un măr, un măr Idared. Tot la fel, plantat în noiembrie 2020, deci suntem în anul 3 și a produs și el două fructe pe care le vedem în imagine. Forma de conducere este vas.